Salut, prieteni! Ce faceți? Pe acasă? Sunteți în carantină? Sunteți izolați ca să nu vă îmbolnăviți? Poate da, poate nu, poate n-aveți de ales, poate credeți că totul este o farsă sau o mega manipulare. Ideea e că unii oameni nu pot să se izoleze, trebuie să meargă la muncă, dar eu nu sunt unul dintre acești oameni. Eu pot să stau acasă toată ziua dacă vreau și să mă joc triviador. Așa că astăzi facem un triviador în carantină. Ca să zic așa, să fac o campanie extinsă, pentru că tot avem timp, tot suntem aici, mai durează, aparent. Am și o întrebare, de ce Mitrea are galben? De ce e cu fundal galben? Pentru că are experiență 60? Înseamnă că acest sau această Mitrea ar trebui să fie foarte bună, nu? Sau bun, nu știu, vom vedea. Ideea e că s-a pus fix în centrul hărții aici, nu știu ce zice asta despre cât de bun e, pentru că amândoi ne-am așezat lângă casa lui, dar na, joacă un joc agresiv, să zic așa. Care este denumirea oficială a dictatului de la Viena? Al doilea arbitraj vienez, ce băbălău, vreau să zic acordul vienez. Am zis bine. M-am făcut de rușine că nu știu. Vreau să zic că am crezut că ăla e singurul care conține cuvântul Viena, pe urmă am văzut că toate aveau legătură cu Viena sau Austria. Dar în fine, mai bine tac din gură. O să-mi acopăr casa aici, căci nu vreau ca albastru să mă pătrundă. Pentru că pare foarte agresiv. Cine a introdus în secolul al IX-VIII așa unitatea de măsură pentru putere denumită cal putere? Otto? Diesel. What? Nimeni n-a răspuns corect. Eu am crezut că este acest Otto, nu știu de ce. Otto parcă avea și el ceva legătură cu un motor pe undeva. Cel puțin așa țineam eu minte, nu știu de ce. Nimeni n-a luat niciun teritoriu, mergem mai departe. Cum interesantă strategia lui ăsta, cum s-a trântit el fix aici în mijloc. De obicei ne punem la distanță, dar nu degeaba o fi având el galben în spate. În ce oraș se află cea mai veche rețea de metrou din lume? Să zic Londra. Londra e de obicei, când e vorba de orașe vechi, Londra e pe primul loc. Londra e pe primul loc. Opa, acum e periculos, rândul cuie. Ah, fuck. Va fi rândul lui albastru înainte să fie rândul meu, ceea ce înseamnă că albastru va putea veni lângă casa mea. Ceea ce nu mi convine, nu-mi convine deloc chestia asta. Fugi de aici, nu te du acolo. Nu te du acolo. Nu, nu, s-a dus acolo. Bă, și i-am zis. Ați văzut că i-am zis. Bine, dacă așa vrei să jucăm, domnul Mitrea, doamna Mitrea, de ce profesie este Mircea Vintilă cântăreț folk? Habar n-am. Am zis și eu inginer constructor că părea mai accesibil, părea genul de facultate pe care o faci. Care este cea mai inteligentă pasăre din următoarele? Păi papagalul. Papagalul e deștept, papagalul. Poate să vorbească, poate să rezolve probleme. E el colorat așa și șmecher. Poți să-l dresezi, știe să facă trucuri. Care este diametrul relativ pentru Demios, satelit Marte? Am să zic 11.000 de kilometri. Da, am fost destul de departe. Vrei să spui că Demios este, are doar 12 kilometri diametru sau n-am văzut eu bine? Mi s-a părut mie sau am văzut eu că scria că 12 de ani? Pământul cât are? Nu sunt sigur cât are pământul, dar cred că nici pământul nu are 11.000. Cred că am dat-o în bară rău de tot. Nici nu sunt singur. Mereu mă încurc cu diametrul pământului. Niciodată n-am reținut. Tot ce știu e că soarele, lumina se învârte în jurul pământului de 7 ori într-o secundă. Asta înseamnă că are 300.000 împărțit la 7. Are vreo 40.000 circumferință. Și dacă circumferința e 40.000, atunci asta înseamnă că diametrul este, nu știu, poezia aparține genului liric. Nu știu ce înseamnă dacă e circumferința 40.000 cât e diametrul. Dar trebuie să o întrebăm pe Dăncilă. Hai mă, și voiam să zic 14, nu știu de ce am zis că 14 e prea târziu totuși, poate 12. O fi fost și el mai răsărit, dar nu. Și acum și-a pus un perete în jurul casei. Să-i mai dau în casă? Bă, nu-i mai dau în casă. Nu-i mai dau în casă, am să dau un roșu. Ce părți lipsesc din statuia lui Venus din Milo? Brațele. Că dacă dau în casă, nu știu, pare că dau degeaba. Vreau să și câștig la o, adică. În ce an a fost fabricată prima dată berea Tuborg?
Nu știu, mă. 1920, zic și eu. 1873. Și asta a fost mai aproape cu 1903-ului. Bă, dar veche mai e berea asta, Tuborg. Ai impresia că e așa, e o bere de asta românească, dar nici nu e românească, nu? Ăștia se tot lovesc unul pe altul și rândul meu nu mai vine. Deci aștept aici de vreo 5 minute. Alo, mai vine și rândul meu? Vă supărați. Sunt și eu aici, mă scuzați. Uite care e problema, vezi că eu sunt verde și aici verde, pauză, 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 pauză și abia apoi eu verde. Și până acum în bucățile astea n-a dat nimeni în mine. Vedem, poate nu. Nu, tot nu dau în mine. Bă, da, mă simt ofensat. Ce oamenii ăștia de nu mă atacă? Mă consideră prea prost sau? Ce vrea să zică? Că mă și ofensez acum. Și tot dau teritoriul de la unul la altul și eu sunt pe ultimul loc în toată combinația asta. E, na, păi nu, este inacceptabil. O să dau un albastru, că el e pe primul loc. Care dintre următoarele județe se află în regiunea de dezvoltare vest? Vest. Caraș-Severin. Ce altitudine are vârful Snowdon, cel mai înalt din Țara Galilor? Cât poate să fie, mă, ăla în Țara Galilor? Am să zic 1333. Am fost pe aproape. Bun, bun, am mai luat și eu un teritoriu, na, mă. Vedeți că merit și eu niște respect aici? Vă tot dați unul altul ca și cum eu nu-s nicio brânză aici. Uite și tu, am toată coasta de vest, de est. Mai știu și punctele cardinale, adică chiar sunt un jucător serios, nu așa? Și ăștia tot unul între altul dau, deși am ajuns pe primul loc. Poate pur și simplu le place de mine, poate știe cine sunt și nu vrea să mă atace că le place de mine. Sau poate nu le place de mine și vrea să nu-mi dea conținut, vrea să nu-mi dea content. În orice caz mă cam plictisesc. Stai de nasol. Ei, ei, ei. Băi, eu parcă nu joc deloc în jocul ăsta. Hopa, a dat în mine. Ce vitamină D este... Ce? Doar de D2 am auzit, așa că am să zic D2. Deși nici de asta nu eram sigur. În ce an au fost descoperit catacombele din Roma? Fuck, habar n-am. Am să zic mai târziu. Nu era mai târziu, era mai devreme. Mi-am luat înapoi teritoriu. Nu-mi convine, iar pe ultimul loc. Cine a fost Emil Cioran? Cică filozof și actor? Filozof și scriitor. Era culmea să fost filozof și actor. Asta e o combinație bizară. Câte oase humerus are un om? 2. Nu? Unul aici și unul aici. Și nu pot să cred că a răspuns mai repede ca mine cu o sutime de secundă. O sutime de secundă. Ăștia-s buni, frate, amândoi sunt buni. De ce m-a pus, uite și tu, ăsta are 60 și cu fundal galben, auriu, și ăsta are 34, mult mai mult decât mine. De ce a început să mă pună cu jucători buni? De ce nu-mi pune cu jucători de nivelul meu de experiență? Ca să mă fac eu de rușine pe net? E o conspirație. Și ăștia amândoi se tot bat pentru primul loc. Oricum a fost un joc echilibrat. Și eu nu mai am decât o șansă, ca să zic așa. Mai am decât o șansă și nu știu ce am să fac cu acea șansă, că dacă nu dau în casa cuiva, nu prea am ce să fac. Și mă îndoiesc că am să iau toate 3 punctele, decât dacă folosesc variante ajutătoare. Ceea ce s-ar putea să încerc, că nu, ce altceva am să fac. Așa, și a venit rândul meu și ce fac? Dau un roșu ca să termin pe locul 2? Nu, dau în casă la ăsta, asta e singura mea opțiune. Totul sau nimic. Constructor de mașini. Care constructor de auto? A produs modelul Kaffer. Nu știu, dă-mi o variantă. Să zic Volkswagen. Îmi folosesc toate variantele. Nu mă interesează, eu de aici nu plec necâștigător. În ce an s-a născut Mircea Stâmbeanu, scriitor de literatură pentru copii? Nu știu, dă-mi un indiciu, am să zic ăsta. Și nu pot să cred. Hai, frate! Cum? Cum să zică și el exact același an? Cred că și el folosea indicii. Nici măcar un singur pân' de ăla n-am putut să iau și eu. Și am terminat pe ultimul loc. Și mai e și pandemie la nivel mondial. Asta e o zi proastă pentru toată lumea. Mai încerc o dată. Frate, nu mai sunt și eu capabil să câștig un joc. N-am mai câștigat o grămadă de timp. Parcă mi s-a pus o maimuță diabolică blestemată în spinare și stă acolo și nu vrea să plece, că Paul, tu nu mai câștigi de acum la Triviador. Tio nebun, am o maimuță pe spate? Ziceți voi, că poate nu văd eu. E o maimuță blestemată acolo? Cu cine jucăm acum? Jucăm și noi mai rezonabil.
Uite, cu Vladi 2, 3, 4, 5 ili și cu Cordacor, ce-o mai fi și aia. Dar ideea e că n-au nivele atât de ridicate ca înainte. Ce este placa bază? Placa bază? Unitatea de suport al componentelor. Dar cred că îți vrea să zică placa de bază, nu placa bază. Sau am greșit eu tot timpul ăsta crezând că se cheamă placă de bază? Auzi, de ce are Galați un craniu? De ce este un craniu la Galați? Restul au și ele chestii mai rezonabile, un soare aici, un ceva de minat, un pod acolo. Galațiu are un craniu. Ce e Galațiu? E, au avut loc masacre la Galați? Ce s-a întâmplat aici? Ce râu trece prin Baia Mare? Nu mai știu. Iza Săsar. Când eram la școală trebuia să știu toate râurile, mă rog, majore. Uite, puteam să mă uit aici. Prin Baia Mare. Ce râu e ăsta? Să nu e Someș? Nu e vreun Someș de vreun fel? Nici nu știu. Acum nu mai țin minte râurile. Știu alea, Mureș, Olt, Someș, Dunăre și cam atât. Le-am uitat complet. Cum se numește marele moșier care a intrus în România cultura bumbacului și a orezului? Zic Alexandru Știrbei? N-am știut niciodată cine este acest Alexandru Barbu. Alexandru Știrbei? E un bulevard în București? Acum aparent este un voievod care a introdus cultivarea bumbacului sau ceva de genul, ce a zis că am și uitat deja. Care dintre următoarele cărți nu a fost scrisă de Jules Verne? Jurnal din anul ciumei? Că apropo de ciumă, a? A? Vezi cum se potrivește toate, se leagă toate în cadrul jocului? N-am să-l închid pe roșu acolo, asta e o greșeală de amator. Deși aș fi putut să fac asta, că nu ar fi făcut decât să-l deranjeze pe albastru, dar în fine. Ce oraș a participat la organizarea KM de fotbal 94, America? New York. 94 a fost în America, unde s-a descurcat România cel mai bine. Terminat pe locul 5. Mă rog, locul 5 dacă o forțezi așa. Am fost practic în ultimii 8. Asta e marea noastră performanță la fotbal. Ultimii 8. Ce cantitate de miere se poate obține de pe un hectar cultivat cu cicoare? În kilograme. Un hectar. Vreau să zic 500. 100. Și ăsta cu 10. Hai mă, cum 10 kilograme pe un hectar? Un hectar e enorm. Cum doar 10 kilograme? Nu e cinstit că a câștigat ăla. În ce an s-a născut pictorul Ioan Mirea? Nu știu. Bă, nu știu pictor român deloc. Am să zic și eu 1910. Nu mă glumeam, evident că știu exact când s-a născut Ioan Mirea. Auzi că nu știu. Ai văzut cât de aproape am fost. Și mi-am cioplit o bucățică frumoasă aici din țară, în sud-estul țării. V-am zis că știu punctele cardinale. Și sunt și pe primul loc. Ok? Hai că poate ne descurcăm mai bine la jocul ăsta. Doamne ajută! Unde s-a născut Robin Rihanna Fenty? Nu e întrebarea mea, nu mă interesează. Iar nu dați în mine, mă! Asta e, era Rihanna. Robin Rihanna e Rihanna. Da, știam unde s-a născut. O să luăm teritoriul ăsta proaspăt achiziționat de 400, că e proaspăt și e mare. Care dintre următorii au fost ministru de externe în perioada regatului României? Brătianu? Deci ar fi putut să fie oricare, sincer. Toți îmi sunau foarte similar mie, că da, eu sunt mai prost, da. Eu nu știu despre perioada aia. Hopa, și ăștia au început să vea albastru a dat în casă la roșu. Eu m-am detașat puțin, dar dacă ia tot teritoriul, asta nu e bine. Hai mă, deci nu-mi spune că am jucat și eu mai bine și acum o să pierd că iei tu tot teritoriul roșu. În ce an s-a născut Stella Popescu? Nu știu, 50 ceva? 40 ceva? 35, mamă! Care din următoarele nu este o unitate de măsură pentru distanță? Hertz. Câți sateliți naturali are Venus? Zero! Zero. A știut? N-a știut. Mamă, nici măcar nu știți câte calorii are o banană. Cu cine joc eu aici, mă? Mai devreme erau prea bune, acum sunt ăștia prea slabi și tot o să pierd. Și acum e pe punctul să ia întreg teritoriu. Nu-i lua, hai roșu. Și i-a luat teritoriul. Na, pe de o parte, nu e atât de rău, pentru că suntem destul de egali. Măcar am eliminat un posibil concurent și suntem acum destul de egali.
Din ce cauză a murit Freddie Mercury, solistul trupei Queen? HIV. HIV, a avut HIV. Câți metri are turnul național canadian? Câți metri? Am să zic 777. 553. Am fost riscat. Noroc că ăsta, băbălău și habar n-are. 100. Nu e, mă, 100 nici măcar nu era menționabil. Uite, dacă iau acum miuța asta, o să stau destul de bine. Câte țări au populația de peste un miliard de locuitori? Câte țări? Două. China și India. No. Oare m-am mișcat suficient de repede? M-am mișcat suficient de repede. Deși mi s-a părut că m-am mișcat cam greu. Câte litere are cuvântul pronostic? Era întrebarea, dacă sunt unii care doar ascultă, că știu că mai sunt și nebuni de ăștia. Nu știu de ce faceți asta. Adică înțeleg de ce faceți asta, că și eu mai fac așa. Dar am numărat repede pronostic cât am putut de repede. Care dintre următoarele este o bere cu aromă de tequila? Salitos. Cine știe, cunoaște. Care este temperatura medie la suprafața Pământului? Temperatura medie la suprafață. Fie 18? 14. Zic că 25 nu e. Păi dacă era 25 toată ziua, ce frumos era. Dar de fapt nu era frumos, că 25 e media. Înseamnă că era o perioadă în care era super mult. O să-i ciupim teritoriile astea pe care nu poate să și le mai recupereze. Care dintre următoarele nu este o unitate de măsură fundamentală în sistemul internațional? Kelvin? Nu, de ce am zis Kelvin? Am crezut că e Celsius, dar nu e Celsius, e Kelvin în sistemul internațional. Nu-i nimic, rămânem pe aceeași strategie, ciupim teritoriile astea pe care nu poate să le mai recupereze dacă le iau pe ambele. Care dintre următoarele castele se află în Sinaia? Peleș. Peleș se află în Sinaia. Castelul Bran nu e în Sinaia, castelul Bran e în Bran? Nu mai știu, dar nu așa se cheamă localitatea, în fine. Oricum, e ciudat la castelul Bran că e promovat ca fiind castelul lui Dracula, dar n-are nicio treabă cu Vlad Țepeș. Cărei țări aparține domeniul F.O.? Feroe. Mă gândeam că nu o fi Georgia, gen Federația Georgiană sau ceva, dar nu, n-ar fi avut sens. Feroe. Și gata, nu mai am cum să pierd. Doamne ajută, am câștigat și eu. Sau mai am. Cupa Mondială. Din ce cauza a fost exclusă echipa indiană la campionatul mondial? Că nu aveau, nu voiau să joace, nu aveau voie să joace de sculți. Am zis asta într-un film, deși s-ar putea să nu fie adevărat, chiar dacă am zis-o eu, mai greșesc și eu. În ce an a devenit Danemarca monarhie constituțională? 1950, am să zic. 1949. 1849, fac. Și mi-a luat miuța. Nu mi-a luat miuța. Cum să mi-a miuța? Ah, dar degeaba. Degeaba, tot am câștigat. Nu vă panicați, totul este în regulă. Am câștigat și eu un joc odată în viața mea. Care dintre următoarele este opere scrise de Madalena Ghica, poet obzecist? Nu știu, am zis și eu. Că nu știam niciuna dintre ele și am greșit și întrebarea asta și am mai luat asta 100, dar nu contează că tot am câștigat sfârșit de joc. Na. Na că mi-am revenit până la urmă. După doar 20 de minute de jucat am reușit și eu să câștig un joc. Și am mai trecut și noi timpul în aceste vremuri dificile pentru umanitate. Dar serios, acum vorbind, dacă puteți să stați izolați, stați izolați. Încercați să păstrați toate condițiile de igienă, aia cu spălatul pe mâini, știți voi ce e de făcut. Le-ați auzit de atâtea ori, nu vă atingeți fața, spălați-vă pe mâini. Și da, nu vă panicați, dar nici nu luați asta în derâdere, că nu strică să fim precauți. Așa că rămâneți în casă dacă puteți și uitați-vă la alte filme de ale mele și de ale altora fie. Dar în principal de ale mele. Mama.